cunoștință opiniei publice, în urma adresei făcute de către consilierii PSD și PPDD ieri, în timpul ședinței Consiliului Local, am fost acuzat de niște lucruri care consider că sunt nedrepte la adresa mea. Nu vreau să spun mai multe, dar cred că colegii mei nu au fost informați. În adresa respectivă scrie că am fost de 40 de ori la București, la ministere și nu am rezolvat nimica. Vreau ca să aduc în atenția opiniei publice faptul că am fost numai de 14 ori plecat din Medea și în interesul primăriei. De 3 ori am reprezentat primăria în locul domnului primar, respectiv într-o deplasare în Danemarca. Odată am fost la Brașov, la Oraș Energie România, iar altă deplasare a fost la Asociația Municipiilor din România. În restul deplasărilor, vreau să informez cetățenii că am adus în Mediaș bani pentru festivalul filmului MECEF, 60.000 de RON finanțare. Am fost la Ministerul Sănătății în care am început procedeul de deblocare a posturilor de specialiști pentru spitalul nostru, respectiv 4 specialiști, și înființarea secției de urologie care se finalizează anul acesta, deoarece procedeele sunt de lungă durată la ministerele noastre. Și nu în ultimul rând, am fost la Ministerul Industriei, în subordinea cărui se află AVAS, la care operatorul nostru de drumuri, gospodăria comunală, a avut probleme, în sensul că a avut conturile blocate. Am contribuit la prelungirea deblocărilor și a începerea procedurii de stingere a datoriei gospodăriei comunale de 32 de miliarde în bani vechi față de AVAS. Deci, pe această cale, vreau să subliniez faptul că ceea ce s-a scris în adresa respectivă este total neadevărat și las la decizia opiniei publice de care parte este adevărul. Cine vă vrea capul și dacă credeți că...